Începe Deva Jazz Fest. Evenimentul se va desfășura în perioada 26-28 august 2022 în Parcul Cetate din Deva. Organizatorii, Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean vorbesc despre o ediție de excepție. Artiști din SUA, Cuba, Danemarca, Austria, Italia, Macedonia de Nord, Serbia și România vor evolua pe scena Deva Jazz Fest timp de 3 zile. Vedeta ediției este trompetistul cubanez Carlos Sardui. Este primul muzician de jazz care a primit un Grammy Award și două Latin Grammy Awards. Festivalul aduce la Deva concerte matinale, workshop-uri, vernisaje de artă vizuală, pictură, caricatură, sculptură în metal, lansări de cărți și incursiuni în istoria jazzului. Accesul publicului este liber. Vă așteptăm în perioada 26-28 august la Deva Fest Jazz, în Parcul Cetate din Deva. Evenimentul este organizat de Primăria Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean. Festivalul Pădurenilor Drăgan Muntean are loc la Poenița Voinii în 27 și 28 august. Vă fi amintit despre cântecul lui Drăgan, dar și posibilitatea de a admira frumusețea și tradițiile locului, precum și un spectacol cu interpreți de frunte ai folclorului românesc. Sâmbătă va fi Nedeea Pădurenilor cu foc de tabără și artificii. Duminică va fi o zi plină de manifestări, cu începere de la ora 9, slujba religioasă comemorare Drăgan Muntean și un concert folcloric cu interpreți îndrăgiți. Manifestările sunt organizate de Consiliul Județean, Centrul de Cultură și Artă, Direcția de Administrare Monumente și Promovare Turistică și Primăriile Ghelar și Bunila. Catena te trimite din nou la băi. Participă la tombolă și poți câștiga unul dintre cele 200 de sejururi disponibile în 8 stațiuni balneare din România. Catena îți asigură transportul, cazarea, masa și tratamentul pentru una sau pentru două persoane dacă vrei să vii însoțit. Fă-ți bagajele! Catena te trimite din nou la băi. Pentru mai multe detalii, consultați regulamentul din farmacie. Farmacia inimii, Catena. Catena te trimite din nou la băi. Participă la tombolă și poți câștiga unul dintre cele 200 de sejururi disponibile în 8 stațiuni balneare din România. Catena îți asigură transportul, cazarea, masa și tratamentul pentru una sau pentru două persoane dacă vrei să vii însoțit. Fă-ți bagajele! Catena te trimite din nou la băi. Pentru mai multe detalii, consultați regulamentul din farmacie. Farmacia inimii, Catena. Supercome SA, lider în domeniul serviciilor de salubrizare din România. Prin serviciile de colectare a deșeurilor, echipamentele moderne, stațiile de transfer, centrele de reciclare și depozitele de deșeuri, Supercom furnizează și în județul Hunedoara servicii și soluții de mediu eficiente și fiabile. Toate acestea pentru a facilita reciclarea și eliminarea deșeurilor. Supercom, pentru un mediu curat. Supercom, nihil sine deo. Catena te trimite din nou la băi. Participă la tombolă și poți câștiga unul dintre cele 200 de sejururi disponibile în 8 stațiuni balneare din România. Catena îți asigură transportul, cazarea, masa și tratamentul pentru una sau pentru două persoane dacă vrei să vii însoțit. Fă-ți bagajele! Catena te trimite din nou la băi. Pentru mai multe detalii, consultați regulamentul din farmacie. Farmacia inimii, Catena. Domnilor și domnilor, bine v-am găsit, ora exactă, Antena 3 Deva, o emisiune pe care o dorim scurtă și intensă pentru faptul că se pare că parlamentarii noștri sunt foarte ocupați. Sigur că dezvălui din start faptul că doamna Vetuța Stănescu, președinta organizației PNL Hunedoara și deputată din partea PNL, probabil că aveți o agendă încărcată astăzi și nu pot decât să apreciez. Practic, orice alegător ar trebui să apreciezi un parlamentar care spune, domnule, am foarte multă treabă. Bine ați venit la noi în studio. După... Bine v-am găsit, vă mulțumesc mult pentru invitație. La nivel declarativ, cu toții zicem, suntem foarte ocupați, avem foarte multă treabă. Da, astăzi am o serie de întâlniri. Una dintre ele este la 10 și jumătate cu președintele UDMR, cu domnul Winkler. Deci n-aș avea, și atunci știți că eu sunt o persoană extrem de punctuală și mi-ar părea rău să,
să întârzi. Așa, și eu îl apreciez pe domnul Winkler, dar mi-a ridicat prima minge la fileu. Spuneți-mi, vă rog, părerea dumneavoastră, dincolo de Kelemen Hunor, de coaliție, de nu știu ce, de nu știu cum, v-ați fi dus într-o țară străină ca premier și să faceți niște declarații controversate, așa cum a făcut Orban Victor, în maghiară se pune numele de familie prima dată? Mie mi s-a părut că domnul Kelemen Hunor, în pofida a ceea ce a încercat să explice, că nu comentez declarațiile altora și nu știu ce, ca lider politic aș fi apreciat o poziție ceva mai tranșantă, mai diplomatică, nu care să evite într-o manieră destul de neplăcută, spun eu, la acel nivel, având în vedere că îl cunosc și îl apreciez foarte mult și pe domnul Winkler, care a dat răspunsuri mai tranșante decât șeful domniei sale de partid, cu mai multă diplomație. Da, cu siguranță, domnul Iuliu Winkler este un politician vechi, versat și care știe întotdeauna să-și exprime punctele de vedere. Da. Dezavuez în totalitate ceea ce a spus domnul Orban la venirea în România. Nu este normal. Ați văzut, toate mesajele liderilor politici au fost împotriva acestui gen de mesaj pe care l-a adus în România domnul Orban. Dar e clar că domnul Winkler, chiar dacă face parte dintr-o formațiune politică care se numește UDMR, eu nu am văzut declarația dumnealui, dar am încredere în simțul politic și simțul până la sfârșit de român pe care îl are dumnealui. Nu pun sub nicio formă în discuția asta întâlnirea dumneavoastră cu domnul Winkler a fost un pretext pentru întrebarea referitoare la Orban Victor, ca să nu... Am zis o dată Orban și cineva a zis că Ludovic Orban. Nu, este vorba de Victor Orban, premierul maghiar. Și acum să revenim pe plaiurile noastre hunedorene. Ieri l-am avut ca invitat, sunteți președinta Organizației Județene PNL Hunedoara, ieri l-am avut ca invitat pe vicepreședintele Consiliului Județene Hunedoara, domnul Alin Țambă, care a spus că suntem într-o coaliție la nivel național, mă rog, PNL, PSD, UDMR, nu neapărat în ordine asta, nu știu exact dacă există ordine, că este o coaliție care dorește binele românilor, dar că în județul Hunedoara această coaliție nu funcționează pentru faptul că domnia s-a adus în discuție două gesturi politice, le-a spus, ale domnului prefect Călin Marian, una referitoare la opoziția domniei sale ca un secretar de stat să fie într-un prezidiu la o dezbatere a legilor educației și cealaltă referitoare la, mă rog, apariția domniei sale într-un proiect pe care de fapt îl girează și autorul lui este Consiliul Județean Hunedoara prin APAPROD. Funcționează coaliția la nivel de județ? Aș vrea să vă întreb următorul lucru. Da. Domnul Țambă este vicepreședintele Consiliului Județean, înțeleg. Nu l-am văzut la nicio întâlnire de coaliție. Noi avem întâlniri ale coaliției la nivel de județul Hunedoara. Nu l-am văzut vreodată. Deci, îmi pare rău că dumnealui emite păreri despre funcționarea coaliției. Doi, legat de dezbaterea care a avut loc la Inspectoratul Școlar Județean, da, și eu am primit invitație. Invitațiile au fost... transmise de către instituția prefectului, a fost un eveniment organizat de instituția prefectului și cred că discuția despre ceea ce se întâmplă la o dezbatere pe legile educației nu este cine stă în prezidiu. Cred că e mult mai profund să se pună amprenta asupra legilor educației de partenerii care participă la acel dialog, adică părinți, profesori, elevi, asociații de părinți, asociații de elevi, pentru că ăsta a fost scopul acestei dezbateri. Dacă ducem discuția și înțeleg că domnul Țambă este profesor, deci dumnealui mai degrabă trebuia să fie preocupat de consistența dialogului și a dezbaterilor despre legile educației decât despre cine stă în prezidiu. Domnia sa se mi-a luat ca o impolitețe. Eu vă mai întreb un lucru. Când dumneavoastră faceți acasă invitații, decide altcineva pe cine puneți la masă? Păi nu decide, dar în momentul în care ești membru într-un guvern și vine un secretar de stat, un ministru secretar de stat, când îl invit,
Știți cum e? La nivel politic, protocoalele contează foarte mult, adică se interpretează la milimetru. Cine stă în dreapta lui Biden, cine stă în stânga lui Biden. Nu stă în dreapta fără să aibă dezbateri motiv. Dezbateri pe legile educației. Au fost invitați secretari de stat din Ministerul Educației. Au participat președintele Comisiei de Educație din Camera Deputaților și un membru al Comisiei de Educație din Senat. Inspectorul General, adică oameni care pot să spună lucruri despre această lege a educației. Am înțeles că președintele Nistor, în calitate de președinte al Consiliului Județean, a transmis mesajul președintelui Consiliului Județean, ceea ce este foarte normal. Am înțeles că a făcut și propuneri referitoare la anumite aspecte de județul Nedelea. Nu anumite aspecte, este doar un aspect legat de transportul elevilor. Este o chestiune legată de Consiliul Județean, care până acum a fost legiferată sau a fost legiferată prost. Și se dorește foarte mult să se rezolve această problemă. Inclusiv ministrul Câmpeanu a spus că, într-adevăr, această problemă va trebui rezolvată și va rezolva. Deci, înseamnă că justificată. După cum și prefectul județului, în calitate de inițiator al acestei dezbateri, a transmis mesajul prefectului și probabil și dumnealui a avut o intervenție. Deci, părerea mea este că să vorbim prea mult despre un subiect care trebuie dezbătut de profesioniști. Știm cu toții că la această lege a educației au lucrat peste 10.000 de specialiști. Sigur că acum este faza finală, s-au terminat de fapt dezbaterile și propunerile legislative. A fost faza finală cu propuneri venite din mediul academic, din mediul școlar, din mediul părinților, din mediul, eu știu, al elevilor, care pot să facă propuneri de îmbunătățire a acestei legi. Deci eu cred că să discutăm despre cine stă la prezidiu este un pic cam mult în condițiile în care scopul acestei dezbateri a fost cu totul și cu totul altul. Da, nu era vorba de cine. Eu am perceput-o în această manieră. Faptul asta în prezidiu mi s-a părut, eu părere personală mi-asum, mi s-a părut potrivit pentru că se vorbea despre faptul că se dorește o mai strânsă, știți că am prins ambii și perioada ante 1989 și se vorbea atunci de învățământ și producție. Și acum mi s-a spus că și doamna Ștefănie a spus că se dorește ca profilurile claselor care sunt în învățământul preuniversitar să fie corelate cu cererea de pe piață. Iar domnul secretar de stat răspunde exact de partea economică, deci să spunem că s-ar fi putut stabili niște corelări. Dar era vorba și de impolitețe. Dacă era să fie în prezidiu, să te opui ca prefect, membru în același guvern, mi se pare un semnal puțin... E interpretabil sau nu? Din punctul meu de vedere, nu. Și v-am spus de ce. Cred că putem să stăm și în ultimul rând într-o clasă dacă emitem păreri pertinente despre un subiect care ne interesează pe toți. Da, deci sunt... Coaliția funcționează bine la nivelul județului, doar din punctul nostru de vedere. Pot să vă spun, chiar ieri am avut o întâlnire cu Laurențiu Nistor, în care am clarificat niște lucruri legate de obiectivele, de proiectele din județul Hunedoara. Deci domnul despre care îmi spuneți dumneavoastră, cred că emite păreri, v-am spus, în ședințele de coaliție pe care le-am avut, nu l-am văzut niciodată pe acest domn. Pe domnul Alin Țeambă, mă rog. Da, știți că este vicepreședinte al Consiliului Județean, practic poziția domniei sale nu este... nu poate fi pusă oficial sau afirmațiile sub semnul întrebării. Din acest punct de vedere. Da, este o poziție. Adică nu l-am luat pe cineva pe stradă, domnule, azi ce crezi despre prefectul județului? Da. Acum mi-a spus că este vicepreședintele Consiliului Județean. Aceasta este o poziție administrativă, nici de cum una politică. Sunteți de acord cu mine? Adică dumnealui face astăzi administrație politică. Este și membru al unui partid politic, dacă nu ajunge vicepreședinte, că dacă mă duc eu să mă pună, nu mă pune. La ședințele de coaliție participă liderii politici ai coaliției, ai partidelor din care fac parte din această coaliție. Dumnealui nu a fost niciodată. Acum ce să mai dezbatem un lucru despre care... Da, am înțeles. Haideți să trecem la partea... Ce vă place mai mult? Că și dumneavoastră ați fost secretar de stat. Uitați, dacă venea secretar de stat când ați fost la Ministerul... Lucrărilor publice, dezvoltării și administrație. V-aș fi invitat în prezidiu, că mi se pare că secretarii de stat au un rang, nu prea plouă cu secretar de stat în județul Hunedoara, dar asta nu ca să revin la subiectul anterior. Partea politică sau partea administrativă, de care rămâneți în continuare mai legată și de aici vom continua discuția? Sigur că eu am debutat în politică mai degrabă ca partea administrativă.
Sigur, probabil că mi-am făcut foarte bine partea administrativă, partea de care am răspuns la un moment dat și astfel am ajuns să fac și parte politică și să fac politică la nivel de județ, de top, după care la nivel național. Pe vremea secretariatului meu de stat, cu adevărat, eram implicată, după cum știți, destul de rar veneam chiar și la televiziune, pentru că eram foarte preocupată de activitățile pe care le aveam în secretariatul de stat, adică în Ministerul Dezvoltării. Era un minister foarte greu, care nu îți permitea foarte mult și vă mărturisesc că intram la ora 8 și 10 în minister, eram unul din primii funcționari care intrau în minister și plecam de foarte multe ori după ora 12 sau după ora 1 noaptea. Nu pentru că e o dovadă de ineficiență, ci pentru că îmi făceam jobul cu foarte mult drag și încercam să răspund tuturor nevoilor acelor momente. Sigur că, probabil că seriozitatea de care am dat dovadă în activitatea mea în Ministerul Dezvoltării a fost cumva o garanție pentru a fi aleasă și în funcția pe care astăzi o dețin, aceea de președinte de partid, respectiv de deputat în Parlamentul României. Deci, cred că lucrurile într-o societate normală ar trebui să se lege foarte bine. Ar trebui să se lege în sensul că ne facem bine treaba unde suntem la un moment dat, profesională, și eu întotdeauna am militat, că acum știți că sunt într-o strânsă legătură cu tinerii Partidului Național Liberal și tot timpul le-am spus următorul lucru. O carieră politică trebuie să aibă temelia unei cariere profesionale foarte solide. Pentru că dacă profesional nu ai evoluat foarte bine și nu ai o temelie bună, nu vei putea să faci o carieră politică de top, nu vei putea să ajungi în top managementul politic al unui partid. Da, sună bine și vă aprob 100%. Suntem pe final de lună august. Suntem încă într-un război cu Ucraina. Toată lumea spune, și când mă refer la toată lumea, chiar spun toată lumea, mă refer la politicienii de top, președintele francez, cancelarul german, domne, s-ar putea să ne aștepte o iarnă foarte, foarte grea. Cum percepeți ca om politic și ca om preocupat de partea administrativă? Adică, domnule, chestii, vorbim noi de partea politică, ce frumos, dar vine factura la gaze pe luna, să spunem, noiembrie, care va fi prima în care oamenii vor fi nevoiți să dea drumul la centrale, dacă octombrie va fi mai blânduț așa. Sunt de acord cu dumneavoastră. Vedeți, acest război despre care de fiecare dată inevitabil vorbim, a produs o răsturnare a paradigmei în toată Uniunea Europeană, respectiv în toată lumea. Cu adevărat, și liberalizarea pieței energetice a produs în același timp un dezechilibru. Ideea este că, la nivel guvernamental, după cum ați văzut și din toate declarațiile Guvernului României, celor care conduc astăzi acest guvern, adică al coaliției, ca să spun așa, sunt măsurile despre care se vorbește foarte mult, care vor fi cu aplicabilitate până în martie anul viitor, adică plafonare și compensare la facturile de energie electrică, respectiv de gaze naturale. Ați văzut că Ministerul Energiei ne garantează, într-un fel, independența energetică prin faptul că rezervoarele de gaz metan sunt astăzi 70% pline. Se dorește să se ajungă la un procent de 80%. Deci, din punct de vedere al garanției statului pe care poate să o oferă cetățeanului român legat de furnizarea de energie electrică și furnizarea de gaze naturale, iată că vine cu un pachet de legi care protejează cetățeanul român. Sigur că sunt o altă mulțime de legi care fac parte și de ordonanțe, de urgențe, hotărâri de guvern, care fac parte din pachetul Sprijin pentru România, cu care guvernul Ciucă a venit în fața populației României. E foarte greu să pansezi toate aceste lucruri care astăzi provoacă, din punct de vedere economic, România. Dar, vedeți, acesta este rolul guvernanților până la sfârșit. Se discută din ce în ce mai intens de o ajutorare a populației, tocmai în sensul de a trece cu bine peste o iarnă care, da, cu adevărat nu va fi ușoară. Da, mai chiar mă uitam, am fost recent în Austria, Italia, trebuie să spun că prețul combustibilului în România este mai ieftin decât în Ungaria, cei care spun așa, nu știu, pentru maghiar poate fi mai mic, dar când m-am dus acolo era mai mare decât în Italia și în Austria, dar prețul în România este comparabil cu cel din Italia și puțin mai mic decât cel din Austria, în condițiile în care salariile lor sunt totuși mult mai mari.
Da, este adevărat, dar vedeți, tocmai asta înseamnă liberalizarea pieței. Adică achiziționăm carburant, achiziționăm păcuri, achiziționăm de pe piața liberă astăzi. Și atunci, sigur că prețurile trebuie să fie comparabile, pentru că o piață liberă este într-o permanentă concurență economică și atunci e complicat să... Doar o susținere de la nivel de buget, de la bugetul României, poate să scadă prețul. Dovadă că astăzi avem o susținere de la nivel bugetar pentru un preț redus la carburant. Nu este un preț redus, este redus cu 50 de bani la litru sau cu 5 lei la 10 litri. Dar vedeți că, am spus, guvernul încearcă prin resursele financiare pe care le are statul român astăzi să panseze acolo unde sunt principalele nevoi. A spus că s-a avut o discuție cu președintele Laurențiu Nistor, inclusiv pe proiecte. Care este maniera în care vă puteți implica dumneavoastră? Cum puteți sprijini proiectele în așa fel încât să nu existe disensiuni și obiecțiuni politice? Domne, uite, e proiectul nostru și încearcă să fie parte. Cum se pune problema ca să existe o corectă corelare a eforturilor, să zic așa? Da, înțeleg acum. Cred că vreți să duceți discuția la nivel de... comentariu de ce a fost prefectul, Nu vreau să intru în comentarii facile, nu mai vreau să mă întorc la episodul Apa Prod. Este clar, eu am înțeles, proiectul este al Consiliului Județean Hunedoara. Cred că sunteți într-o mică eroare. Proiectul este al societății comerciale Apa Prod căreia i-au fost delegate serviciile de utilitate publică de către un ADI din care fac parte toți primarii membri. Fie liberali, fie PSD. ADI-ul este cel care delegă aceste servicii de utilitate publică unei societăți comerciale. Dar vocea cea mai care puternică societate este comercială al are o serie de acționari, din care, da, face parte și Consiliul Județean. Cu ponderea cea mai mare. Astăzi nu știu care este ponderea, nu știu care este procentul pe care îl mai au de părți sociale, dar știu că acolo fac parte, în acționariatul societății comerciale Apa Prod, din acționariatul societății fac parte atât Consiliul Județean, cât și celelalte primării membre. Deci să zicem că este o societate comercială a Consiliului Județean e un pic exagerat, dar una peste alta este un mare beneficiu pentru județul Hunedoara semnarea acestui contract. El trebuia să fie încheiat, trebuia să fie semnat în ciclu financiar care s-a încheiat în anul 2014-2020. Da. S-a semnat după foarte, foarte, foarte multe peripeții în anul 2022. Suma este imensă, mi se pare. Un sfert de miliard de euro. Da. Din această sumă vor fi arondate, adică de această sumă și de aceste investiții vor beneficia peste 150.000 de hunedoreni. Este extraordinar. În condițiile în care populația județului Hunedoara astăzi probabil că mai este, nu știu, care, da, în jur de 400.000. Cam așa sperăm să fie. Da, sperăm. Vom vedea rezultatele recensământului. Deci este un proiect cu adevărat foarte, foarte important pentru județul Hunedoara. A, că l-a semnat SC Apa Prod cu, în asociere cu ADI-ul sau nu știu care a fost participarea ADI-ului aici, dacă și ADI-ul a fost semnatar al acestui contract, nici măcar nu contează cine l-a semnat. Contează că acest proiect în sfârșit va fi implementabil în județul Hunedoara. V-am spus, 150.000 de hunedoreni vor beneficia de servicii care până la sfârșit în secolul 21 sunt elementare, sunt esențiale. Noi cu toții ne dorim foarte mult dezvoltarea județului. Dorim ca acest județ să nu se depopuleze. Dorim ca acest județ în care avem 55 de unități administrative teritoriale comune, nu orașe, nu municipii, 55 din 69, cu populație mai mică de 4.000 de locuitori. Dorim ca acestea să rămână măcar la nivelul la care sunt. Și atunci, ca să rămână la nivelul la care sunt, dacă nu vrem să le populăm, trebuie să oferim cetățenilor din localitățile respective apă, canal, drum. Adică România secolului 21 înseamnă oameni fericiți, oameni mulțumiți, oameni care au locuri de muncă, oameni care își dezvoltă afaceri personale în mediul rural sau în mediul urban. România secolului 21 înseamnă România civilizată, România care are drumuri, care are apă, canal, gaz. Deci asta este perspectiva României și eu cred că toate lucrurile acestea pot fi realizate prin obiectivul care se cheamă fonduri europene. Fondurile europene sunt principala sursă de finanțare astăzi, de care trebuie să beneficiem, nu știu cum să vă spun,
Nu cred că trebuie să ratăm, nu cred că trebuie să existe vreo unitate administrativ-teritorială care să nu aplice pe fonduri europene. Ieri m-am întâlnit cu primarul de la Hațeg, de exemplu, și îmi spunea, am în implementare proiecte de 10 milioane de euro și am depus pe PNRR, respectiv pe fonduri europene, proiecte de peste 30 de milioane de euro. Deci, oamenii aceștia fac tot ceea ce pot ca să atragă fonduri europene astfel încât să se dezvolte. Deci, nu cred că vreun primar va rata acest ciclu financiar. Și, și pentru asta ei trebuie sprijiniți. De Partidul Național Liberal, de PSD, nu contează. Trebuie sprijiniți de administrația publică județeană, de administrația publică centrală, de parlamentari. Oamenii aceștia se zbat pentru comunitățile lor și noi avem obligația morală de a le fi alături. Și repet, nu contează culoarea politică, pentru că nu contează că Comuna Sălașul de Sus este condusă de un primar PSD. Pentru mine, m-am născut acolo și vreau ca comuna mea să fie dezvoltată. Oamenii aceia să beneficieze de serviciu, de servicii. După cum, nu contează că Comuna Șoimuș, în care locuiește președintele Consiliului Județean, este condusă de un primar liberal. Ea trebuie să beneficieze de servicii aferente secolului 21. Da, apropo de proiecte europene și de acest program Angel Salini, am înțeles că există încă întârzieri în semnarea contractelor. Lucru care îi nemulțumește pe primar, nu în marină politică, ci pentru faptul că prețurile cresc. Ei vor semna după câteva luni un contract care nu mai poate fi respectat de cel care l-a achiziționat, adică prețul cimentului e mai mare de două ori, să zicem. Da, aș vrea să adun niște argumente tehnice la ceea ce înseamnă proiectul Angel Salini. Chiar miercuri am fost la Ministerul Dezvoltării și am discutat pe acest subiect. Pentru fiecare județ se emite un ordin în care sunt promovate obiectivele de investiții pentru fiecare unitate administrativ-teritorială cu sumele aferente lor. Sigur că ele sunt, aceste proiecte sunt reglate din punct de vedere financiar, funcție de resursa financiară pe care o are ministerul și resursa financiară alocată în urma unei socoteli de la nivel național pentru fiecare județ. Județul Hunedoara va beneficia de o sumă imensă, 1,12 miliarde de lei. Adică este o sumă foarte, foarte mare. Fiecare comună, fiecare unitate administrativ-teritorială va beneficia de cel puțin un proiect. Dar se discută foarte mult că acest proiect a fost creat pentru a dezvolta în special unitățile administrative mici care nu au posibilitatea de a depune proiecte pe fonduri europene. Și care sunt foarte vulnerabile. Și care sunt foarte vulnerabile. Da. Vedeți, un municipiu, un oraș mare are alternative de a depune proiecte pe fonduri europene. O unitate administrativ-teritorială mică poate să depună și ea, dar este canalizată pe o sumă relativ mică cu care și pe un gen de proiecte pe care nu le poate dezvolta în sfera apă, canal, drumuri și așa mai departe. Și atunci, scopul acestui proiect este acela de a face drumuri, apă și canal, nu de a pune asfalt peste asfalt. Și s-a încercat o repartizare a sumelor funcție de populație, funcție de număr de kilometri de drum, funcție de nevoia de apă și canal și așa mai departe. Prioritarea este apa și canalul. Și să revin. Pentru fiecare județ a fost semnat un ordin. A fost alocată o sumă pentru fiecare proiect. În condițiile în care proiectul a fost, să zicem, de 30 de milioane și a fost alocată o sumă de 10 milioane, primăria, printr-o platformă deschisă la nivel de Ministerul Dezvoltării, poate să-și modifice proiectul, să-și îl reducă astfel încât să se încadreze în suma alocată de minister. Apoi se semnează contractele, încă nu s-au semnat contracte, probabil de săptămâna viitoare se va începe semnarea contractelor. Și asta înseamnă că primăria își prioritizează, sau primarul, Consiliul Local, prioritizează din proiectul mare de 30 de milioane ce trebuie să facă sau ce poate să facă de cei 10 milioane și își updatează cumva nivelul proiectului la ceea ce înseamnă finanțare. Deci, proiectele vor fi semnate la valoarea actualizată a materialelor de construcții. Care dezavantajează totuși pe primari. Da, pentru că dacă în trecut făceai, nu știu, eu, da, acum e o chestiune... acum 3 luni. Sau acum 3 luni făceai un kilometru apropiat de drum cu banii ăia, astăzi poate mai faci doar 800 de metri. Deci lucrurile astea, într-adevăr,
dezavantajează până la sfârșit, dar vedeți că creșterea asta a prețurilor a fost una în materiale de construcții, tocmai pentru că mare parte din ele sunt de import. Și ați văzut că toate țările și-au majorat prețurile la materialele de import. Fierul beton, am mai avut discuția asta la un moment dat, da. A crescut, nu știu, la nu știu, dacă nu de 3 ori. Eu am văzut un preț la țiglă la un moment dat, era 2 lei și ceva și peste câteva luni era 6 lei și ceva, deci de 3 ori. Lucruri care cu adevărat au vulnerabilizat piața construcțiilor și au, cum să zic, contracte care au fost semnate astăzi, atunci, astăzi nu mai pot fi implementate. De aceea să știți că Ministerul și Guvernul a venit cu niște modificări legislative și pe proiectele de fonduri europene și pe proiectele pe fonduri guvernamentale, în sensul că a făcut o upgradare a valorii de proiect la creșterea prețurilor și la majorarea prețurilor dictată de INS, adică dictată de INS, comunicată de INS. Da. Bine, primarii, și aici zic eu, de toate culorile politice care au fost în studio, au spus că și birocrația joacă un rol foarte important. Adică mecanismele birocratice românești sunt excesive și sunt un excedent de oameni care plimbă hârtii. Da. Ca să justifice postul. Stă, se uită la hârtia, știu și eu din alte considerente, se uită la hârtia, ce da, cred nu-i eu? Bine, nu-i destul. Care are nevoie România astăzi? Da. În calitate de politician, în calitate de parlamentar, în calitate de om care a lucrat și cu calculatorul și cu... care știu niște lucruri în ceea ce privește digitalizarea. Cred că noi, cu toții, trebuie să contribuim la ceea ce înseamnă să facem România funcțională. Dacă noi reușim să facem România funcțională, cu siguranță, într-un interval relativ scurt de timp, toate vor funcționa altfel. Adică birocrația va fi redusă, omul nu va mai fi nemulțumit că trebuie să stea la ghișeu cu un dosar cu șină din care lipsește un document. Adică România funcțională, din punctul meu de vedere, înseamnă un mecanism atât de bine funcțional și o roată atât de bine unsă și angrenată, încât cu adevărat să se rotească și să producă efecte. Da, pare teoretic ce spuneți, este sigur că este ca nivel de principiu este remarcabil să facem o Românie funcțională. Iată o idee de brand foarte bun, România funcțională. Poate pentru viitoarele alegeri prezidențiale, unul dintre cei vreo 7 candidați vehiculați de presă se va gândi să facem o Românie funcțională. Pentru că oamenii se plâng, într-adevăr, de exces de birocrație, de lucruri care nu funcționează. Suntem pe, nu chiar pe final, mai avem totuși vreo 7-8 minute. Ce vi se pare la această oră cel mai important lucru pentru județul Hunedoara? Există sigur, ați spus, priorități, dar care ar fi cel mai important care se poate face acum? Dumneavoastră ca deputat, cu colegii, cu secretarii de stat. Eu de curând am dorit foarte mult să fac un sondaj în județul Hunedoara, atât în mediul urban cât și în mediul rural, sigur, finanțat de Partidul Național Liberal, în care să vedem care sunt nevoile. Ce cere județul Hunedoara astăzi? În proporție de 35%, oamenii au cerut locuri de muncă. Deci ați făcut sondajul? Da, un sondaj legat de nevoie. Da, da. Pe nevoie, pentru locuri că de muncă, trebuie să știi de ce are nevoie județul acesta. Da. Știți că asta, peste 30% din cei intervievați spun locuri de muncă. Asta înseamnă că trebuie să ne punem cu toții mintea la contribuție, resursele de toate tipurile, influența de toate categoriile, întâlnirile pe care le avem la nivel guvernamental, astfel încât să aducem investitori în județul Hunedoara. Este esențial, pentru că dacă omul are loc de muncă, are bani. Dacă are bani, poate să producă plus valoare pentru sine, familia lui și consumă. Deci este un ciclu despre care vorbeam înainte, care poate să miște puțin județul Hunedoara. Deci asta este una din nevoile esențiale ale județului Hunedoara. Și să știți că doar prin crearea de locuri de muncă noi putem opri și depopularea acestui județ. Pentru că, din păcate, am sesizat în Valea Jiului un exod al tinerilor incredibil. Nu doar din Valea Jiului, din tot ceea ce înseamnă zonele foste industriale, pentru că județul Hunedoara, cu adevărat, zona Văii Jiului, extracție de cărbune, zona Hunedoara, siderurgie, da. Călantul la fel, Bradu, deci
s-au închis niște lucruri în locul cărora nu am fost capabili în 35 de ani să punem nimic. Astăzi, cred că este momentul să găsim niște investitori strategici care să vină în județul Hunedoara și care să producă o absorpție a acestei resurse umane care vrea să muncească. Mi se pare, din nou, foarte potrivit, doar că va fi, mi se pare foarte greu. Există cauze obiective pe care le-ați identificat foarte corect și toată lumea le știe. Prăbușirea industriilor dominante, care practic asigurau 80% din angajări. Este greu să moștenești o situație care a trenat și să vezi un județ cu orașe mici, că sunt mici, și asta foarte multă lume spune, domnule, absența unui oraș mare ne are o amprentă așa, și comune care se depopulează. Sigur, peisajul este fantastic, se încearcă reconfigurarea economică a județului într-un județ cultural, turistic, da. Dar tinerii pleacă. Tocmai acest lucru trebuie să tinerii să-i menținem acasă, și menținerea acasă a tinerilor înseamnă crearea de locuri de muncă. Să știți că am făcut o analiză tot așa. Eu sunt fascinată de ceea ce înseamnă un gen de analiză din asta. Să vedem județul Hunedoara cum este față de ceilalți, cum este populația, cum este structurată. Și în România, un județ asemănător cu Hunedoara mai este Prahova din punct de vedere al organizării administrativ-teritoriale. Adică 55 de comune, 7 municipii și 7 orașe nu mai există în România. Prahova are nu știu câte comune, dar are 12 orașe și 2 municipii. Deci cumva tot la 14 unități. Da, dar un oraș și Sinaia, da, unde vedeți? Bucureștenii bagă bani la greu. Deci, dar eu cred în continuare că județul Hunedoara, prin potențialul turistic pe care îl are, și dacă noi, politicienii, oamenii din administrație, nu știu, peneliști, pesediști, de care ori fi, ne punem unii lângă ceilalți și aducem investitori și promovăm județul acesta și îl dezvoltăm, județul acesta, cu resursele pe care le avem fiecare, cred că poate deveni județul Hunedoara un județ ofertant pentru tineri și pentru cei care astăzi migrează din județul Hunedoara. Acum chiar suntem pe final, o să vă întreb care este abordarea politică a anului 2023. Este un an preelectoral, toată lumea știe că anii preelectorali sunt foarte importanți, atunci stabilești candidații, nu-ți scoți din pălărie cu 3 luni înainte. Este o coaliție, ar trebui să fie o rocadă de premieri, oamenilor le plac aceste speculații, pentru că și din ceea ce spune se citește printre rânduri. Cum vă gândiți deja, pentru că există o diferență, un decalaj în sondaje între PSD și PNL. Iată, UDMR-ul a fost cumva recuperat să rămână acolo în coaliție, domne, n-am știut ce zice Orban, și așa mai departe. Aceste două partide sunt responsabilizate, aceste trei partide, da, sunt responsabilizate să guverneze împreună. Astăzi, niciunul din cele trei partide nu poate să guverneze singur, și atunci această coaliție este obligată să funcționeze. Nu responsabilizată, obligată să funcționeze. Ori dacă ea funcționează, lucruri bune se pot produce pentru România. De ce? Pentru că vedem o coaliție la nivel național care funcționează. Sigur, cu micile frecușuri, că ministrul de finanțe, că ministrul apărării, că ministrul energiei. Dar una peste alta este că acest mecanism numit Guvernul României să funcționeze și să genereze plus valoare pentru cetățeni. M-ați întrebat care este abordarea anului politică pentru anul 2023. Fiecare din cele două partide, și PNL și PSD, are culoarul lui. Are, nici nu știu care este cuvântul potrivit, are electoratul lui. Fiecare ne dorim să luăm electorat de la celălalt. Fiecare ne dorim să creștem în sondaje. Deci misiunea noastră politică, ca și partid, este aceea de a face tot ceea ce ne stă în putință, să aducem plus valoare pentru cetățenii cărora ne adresăm și să avem un rezultat electoral bun. 2023 este un an în care trebuie să muncim poate mai mult decât în alți ani, dar părerea mea este că noi trebuie să muncim constant, pentru că, politician fiind, cred că o campanie electorală începe din ziua următoare în care s-a încheiat cea anterioară. Deci trebuie să fii constant, trebuie să fii serios, trebuie să muncești în continuare și cred că rezultatele se vor vedea în anul 2024.
Ați fost în vara asta la Sălașul de Sus? O, da. V-am trimis și poze. Da, am primit o poză, într-adevăr, și am fost plăcut, impresionat să primesc o poză, mai ales că îmi sunt foarte dragi locurile alea. Am fost și eu și pe jos și cu bicicleta, trece pe acolo și Via Transilvanica. În 8 octombrie se va inaugura la Alba Iulia, mare inaugurare mare. Da, mă bucur. Sălașul de Sus este locul sufletului meu. Nu-l voi abandona și nu voi renunța niciodată la ceea ce înseamnă Sălașul de Sus, pentru că e zona în care am crescut. Vă povesteam mai devreme cum făceam naveta la liceu, cum mă întorceam, cum mergeam la muncă. Lucrurile acestea le-am trăit acolo, acolo m-am format, acolo m-am educat și acolo este, nu știu, totuși temeinicia este acolo. Da. Veșnicia s-a născut la sat. În România categoric. Nu știm în altă parte, dar România categoric și oricum este un loc în care dacă ridici ochii și te uiți și vezi vârful Retezatului, te încarci cu energie, nu aceea ezoterică și nu știu ce, dar o energie sănătoasă, zic eu. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă doresc succes și sănătate în ceea ce doriți să întreprindeți, să funcționeze coaliția inclusiv în județul Hunedoara. Da, vă mulțumesc. Cu siguranță, cu înțelepciune și cu calm, cu, nu știu, deschidere, sunt sigură că vor funcționa. Noi suntem oameni cerebrali cu toți cei care facem politică și cred că nu trebuie să fim lăsați, să ne lăsăm duși de ceea ce înseamnă bârfe, comentarii, etc. Nu, tocmai de aceea ai ajuns în vârful unui partid politic, ca să tratezi lucrurile în mod responsabil. Totdeauna când am invitați oameni politici de top, mă refer la președinți de partide, îmi amintesc ce am văzut într-un film sau am citit într-o carte și sună așa și mi se pare foarte adevărat, la fel ca și iubirea, politica e doar aparență. Așa că toți cei care ne privesc ar trebui de multe ori să țină cont că există foarte multe nuanțe în politică și câteodată pentru cel care este din afară, asta îi dă farmecul, cumva, să vezi ce se spune, ce se face. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezența în studio. Doamnelor, domnilor, am avut-o ca invitată pe președinta Partidului Național Liberal, Organizația Județeană Hunedoara și totodată deputat PNL, doamna Vetuța Stănescu. Le mulțumesc colegilor, vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. La revedere, toate cele bune tuturor! Catena te trimite din nou la băi. Participă la tombolă și poți câștiga unul dintre cele 200 de sejururi disponibile în 8 stațiuni balneare din România. Catena îți asigură transportul, cazarea, masa și tratamentul pentru una sau pentru două persoane dacă vrei să vii însoțit. Fă-ți bagajele! Catena te trimite din nou la băi. Pentru mai multe detalii, consultați regulamentul din farmacie. Farmacia inimii, Catena. Măciuca, acolo unde George Simion a spus da, în fața ofițerului stării civile. Cununia civilă și mâine la 12 cununia religioasă. Pe toți românii să ne spună casă de piatră la